și dumneavoastră, și Ministerul Agriculturii, și Ministerul Economiei sau Protecția Consumatorului, aflată în subordinea Ministerului Economiei, pe discuția cu dublu standard. Domnul Daia, începem cu dumneavoastră. Da, chiar așa suntem cetățeni de mâna a doua și mâncăm orice? Domnule prim-ministru, noi am prezentat ieri în conferința de presă, pe baza analizelor de laborator, rezultatul care l-am obținut în urma acestor analize la cele 29 de produse, din care 9 produse sunt diferențe de calitate. Nu putem să dăm numele comerciantului și producătorului respectiv, pentru că am putea crea conflicte juridice care ar putea să coste. Chiar colega mea, Dana Husman, este cea care se află în curtea ministerului astăzi. Bună ziua, Dana, ce ai făcut? Ce ai zis ministrului? Ce l-ai întrebat? Bună ziua, Laura. Ne-am întrebat atât eu ca și consumator, cât și colegul meu, cât și în numele celorlalți consumatori din România, dacă este corect să plătim un preț care e prea mare pentru un produs de o calitate inferioară. Toți consumatorii din România au dreptul să știe pentru ce scot banii din buzunar în momentul în care achiziționează un produs. Trebuie să precizăm și știm foarte bine că toate statele este europene au dat publicității în numele mărcilor și au luat măsuri ferme. În Slovacia s-a pus chiar problema organizării unui referendum. Alte țări au retras produsele cu un standard inferior de la RAP. România nu face nimic în acest sens. Singura măsură luată de către autorități, singura măsură pe care ne-a transmis domnul ministru Petre Daia că o va lua, este de a comunica mai departe Comisiei Europene și de a aștepta ca aceștia să facă ceva în acest sens. Da, domnul ministru spunea că se teme de procese pe care le-ar putea deschide aceste companii și că instituția, ministerul, trebuie să se protejeze cumva. Ăsta era argumentul pe care l-am auzit noi. Laura, trebuie să precizăm faptul că ei ne-au prezentat ieri în acel raport că etichetele produselor nu prezentau într-adevăr ingredientele pe care acele produse le conțin. Eticheta nefiind conformă, ANPC-ul ar putea să retragă aceste produse de la raft, atât timp cât vorbim despre etichetă înșelătoare și avem și legislație în acest sens. Însă, domnul director al ANPC-ului, Bogdan Pandelică, ne-a spus că nu intră în atribuțiile ANPC-ului. Nu intră în atribuțiile ANPC-ului, nu intră în atribuțiile Ministerului Agriculturii. Atunci așteptăm să vină Comisia Europeană să rezolve problemele din România. Da, am văzut că în acel raport autoritățile păreau foarte preocupate de conținutul caloric al alimentelor. N-am înțeles exact de la ce s-au luat, ca să zic așa. Era vorba despre cu totul altceva. Întreaga discuție pornise de la cu totul și cu totul altă problemă. Într-adevăr, dacă statele este europene, celelalte state care au sesizat această problemă a dublului standard au analizat-o din punct de vedere organoleptic, senzorial, din punctul de vedere al gustului, al ingredientelor, dacă au verificat să vadă dacă sunt substituenți sau mai mulți aditivi decât materie primă principală, noi ne-am rezumat pentru că, spun ei, nu avem utensilele necesare. Trebuie să precizez faptul că am fost în multe laboratoare care sunt în aripa ANSVSA-ului și pot să zic că avem printre cele mai dotate și performante laboratoare din Europa, în care s-au investit milioane de euro în aparatură care nu a fost folosită niciodată. Îți mulțumesc foarte mult, Dana.